Centrul de Scafandri a organizat în perioada 11-13 august ateliere de scufundare recreațională gratuite pentru amatori în portul Tomis. Activitățile au făcut parte din programul Săptămâna Mării, realizat cu ocazia Zilei Marinei Române, în scopul promovării meseriei de scafandru și atragerii unui număr cât mai mare de tineri către această profesie. Afluența de public a fost ridicată, astfel că implicarea scafandrilor militari a fost maximă. Dacă în prima zi au participat la scufundări 24 de civili, în următoarele zile numărul celor prezenți a depășit 30 de persoane. Desfășoară activități de scufundare recreațională pentru personalul civil și din afară Ministerului Apărării Naționale pentru a vedea și ei, cei care nu își permit să meargă să facă scufundări, să vadă și ei cum este să facă scufundări. În ce constă o scufundare propriu-zisă pe care organizația asta aici? O scufundare propriu-zisă înseamnă o parte teoretică, prezentarea echipamentului de scufundare, câteva noțiuni introductive pentru a însuși a ști despre ce este vorba în momentul în care vor intra sub apă, iar partea practică cu instructorii scafandri, efectiv scufundarea propriu-zisă, intrarea la scufundare și o deplasare pe sub apă. Și ajungem la vesta de salvare, care ne ajută să cărăm butelia sub apă, o dată, a doua oară, datorită posibilității de a umfla și a o desumfla, putem să cărăm sub apă obiecte, să găsim altceva în afară decât intrăm noi de la suprafață și atunci o umflăm și o desumflăm ca să nu ne târâm pe fundul apei, da? Și în situația în care este vreo problemă, ceva, te-ai speriat, nu te-ai echilibrat cum trebuie pe urechi și ai probleme să ieși de urgență la suprafață, se folosește vesta de salvare. Ca să putem umfla și desumfla vesta, avem un furtun inflate care este legat cu un regulatorul de presiune la butelie și ne ajută să umflăm vesta de urgență. Ca să umflăm vesta de urgență, folosim butonul cel mai apropiat de noi, adică butonul de aici. Da, și vesta se umflă și ne scoate la suprafață. Ca să putem să coborâm la scufundare, butonul cel mai depărtat, da, se apasă pe el, bradul se ridică sus, deasupra capului, nu așa, da, se ridică sus pentru ca aerul să-mi permită să iasă aerul din vesta, da? Se apasă pe buton continuu și vesta se desumflă, da? Presiunea lucrează asupra vestei, pentru că la scufundare presiunea crește, da? Presiunea lucrează asupra vestei, împingând aerul în sus și aerul este lejer, fără efort din vestă. Activitatea a fost una încununată de succes, turiștii prezenți fiind foarte curioși și dornici de a participa la scufundări și de a cunoaște amănunte ale meseriei de scafandru.